Când vine vorba de slăbit, vei găsi o mulțime de diete. Din mulțimea de sfaturi, acestea sunt cele 6 reguli de slăbit pe care trebuie să le uiți. Probabil de fiecare dată când ai vrut să scapi de câteva kilograme ai căutat o mulțime de diete, sfaturi, iar cei din jur au avut mereu pregătite tot felul de reguli de slăbit, acest subiect fiind poate cel mai discutat de către toate femeile. Cu toate acestea, nu tot ce auzi este adevărat. Așa că ți-am pregătit 6 reguli pe care le poți uita fără să te simți vinovată. 1. Dacă mănânci grasimi, te vei îngrasa. Este normal să te îngrasi dacă ai o alimentație bogată în alimente nesătoase, cu multe grasimi saturate, însă trebuie să înveți ce îți face bine și ce îți poate dauna. Mai multe studii au demonstrat că persoanele care au dieta slabă în grasimi ard mai greu caloriile, deoarece metabolismul lor încetinește, așadar chiar dacă renunți la ele complet, nu vei slăbi. Tot ce trebuie să faci este să alegi alimentele care au grasimi sănătoase, de exemplu peste, bogat în omega-3, avocado, ulei de măsline și nuci. 2. Număratul caloriilor. De-a lungul anilor s-a stabilit că jumătate de kilogram ar însemna aproximativ 3,500 de calorii, așa că unii oameni se gândesc că, dacă mănâncă cu 500 de calorii mai puțin în fiecare zi, vor reuși să slăbească. Adevărul este că da, vei slăbi, însă gândește-te la felul în care împarti caloriile. Dacă o să mănânci 500 de calorii în forma unor alimente sănătoase, de exemplu legume și peste, te vei simți și vei arata complet diferit față de cum ai arata dacă ai consuma același număr de calorii sub forma unor preparate fast food. Cu alte cuvinte, nu numărul caloriilor contează, ci alimentele în sine. 3. Dacă mănânci târziu, te îngrasi. Există o mulțime de reguli de slăbit care pun accentul pe ora la care vei mânca. Ideal ar fi să mănânci în fiecare zi la aceeași ora, însă nu neapărat pentru a slăbi, ci pentru a ți regla metabolismul, acesta influențând și posibilele afecțiuni pe care le poți avea. Știm desigur că zilele petrecute la birou pot fi foarte aglomerate, așadar nu mereu vei apuca să mănânci la ora 13. Totodată, există o regulă pe care cu siguranță ar trebui să o ignori, și anume mancatul până la ora 18-19. Corpul tău trebuie să digere toate alimentele, iar pentru a face acest lucru are nevoie de câteva ore. Dacă te culci la ora 21, da, după ora 18 nu ar trebui să mai mănânci, însă dacă mereu adormi după miezul nopții, atunci manca o gustare chiar și la 21. 4. Poți oricând să elimini caloriile prin sport. Un regim alimentar nesănătos nu poate fi eliminat prin sport. Oricât de mult timp petreci la sala de fitness, dacă nu vei avea o alimentație potrivită, nu vei ajunge la forma corpului la care visezi. Practic, dacă după sala alegi să mănânci chipsuri sau să bei o cafea cu multă frisca, tot efortul tău a fost în zadar. 5. Te îngrasi din cauza carbohidratelor. Cei care propun tot felul de diete probabil iubesc să elimine câteva alimente din regim. Este adevărat că un consum exagerat de carbohidrati duce la îngrasare, însă nu trebuie să renunți complet la ei. Acestea asigură energia de care organismul tău are nevoie, așadar este posibil să te simți mai obosită sau fără vlaga, dacă vei renunța la ei. Pentru a nu te îngrasa trebuie să mănânci echilibrat, fibrele și carbohidratii nu trebuie să îți lipsească din farfurie. 6. Trebuie să slăbești ușor. Întotdeauna va fi recomandat să slăbești treptat, însă dacă îți vei schimba brusc stilul de viață, vei observa și o scadere bruscă în greutate. Acest lucru este perfect normal, deoarece corpul tău va simți un soc.
ai grijă ca după perioada de asimilare să nu îți schimbi din nou alimentația, altfel vei risca să te îngrasi la loc.